Copiii nevoiași din comuna Andrieșeni, județul Iași, au primit ieri daruri din partea elevilor școlii Elena Cuza din Iași. Activitatea, ajunsă la cea de-a 12-a ediție, se intitulează Daruri de Lumină și face parte din proiectul Îngeri în Primăvară. Pachetele cu rechizite, haine, alimente și jucării au fost aduse în paraclisul parohiei Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril Canta din Iași. De aici, cu sprijinul Fundației Umanitare Omenia din Valea Adâncă din Iași, darurile au ajuns la 70 de copii din satele Spineni, Iepureni și Andrieșeni. Vă invităm în minutele următoare să ascultați un reportaj de la această acțiune filantropică realizat de colegul nostru Constantin Ciofu. Ne aflăm în drum spre comuna Andrieșeni, locul unde vor fi oferite darurile copiilor de la școala Elena Cuza din Iași, daruri care au fost pregătite de copii, pentru copii, pentru ca ziua de 8 martie și bucuria primăverii să fie simțită cu drag. Spune-te, rog, cum te numești? Ștefania. Așa și pe tine? Eugen. Sigur nu rămânem în potmoliță aici, că am ajuns într-o zonă cu noroaie. Luați pe astea. Mă aflu chiar la volanul mașinii care duce pachetele și am și responsabilitatea asta ca să nu rămânem aici blocați, să nu avem parte de vreo surpriză neplăcută. Iată că am trecut. Ia spune-mi tu, ce făceai când am ajuns noi aici? Făceam treabă cu tata. Așa, și tu ce faci? Îl ajutam pe verul meu. Am înțeles. Dar care este situația voastră? Văd, ai mânuțele murdare de treabă. Da, am făcut treabă și m-am murdarit. Ce vârstă ai tu? 9 ani. Și la 9 ani ai putea spune că este devreme să te apuci de muncă? Nu, dar fac treabă nu chiar grea. Ce faceți voi? Începând de dimineață până seara? Ne ducem la școală, venim, ne schimbăm, mâncăm. Dacă așa, dacă avem treabă acasă, facem o leacă și după aceea ne lasă la joacă. Vă mai și jucați din când în când? Da. Am înțeles. Și ce faceți voi acolo? Am văzut că erați la animale. Ce faceți la animale acolo? Dădem apă, mâncare. Domnul a venit de la Iași, de la o parohie, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel, și au adus câteva cadouri, da? Dacă vreți să-i chemați cei mici ca să le dăm, hai, hai. Spuneți-mi cum vă numiți și care este situația dumneavoastră materială. Felicia, Cănilă Felicia, din satul Iepurei, comuna Andrieșeni. Ne ajută foarte că nașii. Câți copii aveți? 13. 13 copii? Da. Cum este o mamă la 13 foarte copii greu. În 2017? Foarte greu. Ca mititea e bine, dar când sunt mari, sunt atâtea șerinți. Știu de unde. Eu n-am servici, n-am nimic, mă descurc foarte greu. Aveți copii frumoși? Da, da. Că așa a lăsat mie de ofițiu. Și mai am încă plăcăi, încă mai mari ca mine. Așa e adus azi. A fieti. Cât de mult contează un dar din acesta pentru copilaș? Rechizite și... Foarte mult. Foarte mult. Ei se bucură. Vă mulțumesc și sănătate și bucurie și dumneavoastră. Un 8 martie cu bucurie să aveți. Da, da. Sănătate și dumneavoastră. Cum mai este situația la dumneavoastră? Când este, când nu. Nu mai ne ajută să decim, ești cu tata și da, cu soțiile. Păi da, că se putea să ne mutăm, dar o să știi până la urmă dacă o termină. Eu nu pot cu copiii ba la școală. Copiii merg toți la școală, am înțeles. Da, da, da. Îi dau și sâmbătă când învață. Încă mai zicea Lina că nu o dai, eu tot o dau. Uitați, astăzi niște copii s-au gândit la alți copii și au fost îndemnați de profesorii lor prin intermediul bisericii să ofere mici daruri și am venit cu aceste daruri ca să le facem o bucurie cu ocazia venirii primăverii. Mulțumim și pe tata prost. Am intrat în acest moment în localitatea Andrieșeni, ultima localitate în cadrul căreia se va desfășura activitatea de astăzi. Alături de noi se află profesor pentru învățământ primar Ilie Urmă, pe care îl rugăm să ne spună câteva cuvinte despre cazurile sociale pe care le-a ales în cadrul acestei campanii, iată derulată
în câteva sate din comuna Andrieșeni. Am participat astăzi la o acțiune deosebit de importantă și ne-am bucurat alături de domnul Constantin Ciofu pentru că am văzut acele chipuri curate a unor copii, deși cu situații precare, deși câteodată întristați de grijile vieții. Iată că astăzi am văzut zâmbetul pe chipurile lor, ceea ce ne-a bucurat și parcă ne-a luminat și pe noi în postul Sfintelor Paști. Familiile pe care le-am ales astăzi să mergem, să le vizităm, să le ducem anumite daruri, au fost familii pe care le cunosc, au fost familii la care am mai fost în vizită cu anumite daruri atunci când am avut posibilitatea. Le cunoșteam situația, dar în același timp le cunoșteam situația de la școală. Mulțumim tuturor persoanelor care s-au implicat în această activitate și le suntem profund recunoscători și în același timp îi mai așteptăm cu drag la Andrieșeni. Ia spune, ce ai primit-o acum? Jucălii. Și mai ce? Și geacă și ani. Și văd că ai îmbrăcat geaca. Da. Cum ți se pare geaca? E bună? Da. Ce îi spui tu copilului care ți-a oferit-o? Nu știm cine este copilul, dar poate te aude. Ce îi spui? Mulțumesc frumos. Ce înseamnă acest dar pentru copilași? Faci mult, adică chiar mă bucur că o primit. Așa de primăvară. Nevoie, da, și chiar aveam nevoie și așa de primăvară și chiar ați făcut un gest foarte frumos și vă mulțumesc din suflet că ați făcut bucuria asta. Sunt Fulvia Horobet, profesor de religie la școala gimnazială Elena Cuza din Iași și desfășurăm de ani buni cu tradiție acest proiect SNAC, încer în primăvară, iar activitatea care întotdeauna o planificăm în săptămâna altfel, este denumită Daruri de Lumină, o activitate filantropică prin care elevii școlii noastre colaborează cu Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Iași și donează daruri, cadouri, copiilor și persoanelor care se află în diferite dificultăți materiale. O facem cu toată dragostea, cu toată dedicația, cu toată dăruirea și cu mare bucurie sufletească în această perioadă anului. În data de 8 martie 2017, mai multe colective de elevi ale școlii noastre, copii de clase primare și gimnaziale, însoțiți de profesorii coordonatori, de domnii profesori pentru învățământ primar și domnii diriginți, de asemenea însoțiți și de directorul școlii, doamna profesoară Georgiana Antoci, de coordonatorul de proiect semnat a Fulvia Horobet. Am participat în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Iași la această activitate prin care copiii împreună cu părinții și cu profesorii lor au dăruit pachete constând în hainuțe, jucării, rechizite școlare și alte obiecte de folosință personală pentru persoanele, nu numai copii, ci persoanele aflate în diferite dificultăți materiale. Activitatea filantropică din comuna Andrieșeni s-a încheiat, iată, la orele serii. Am trecut și pe la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din Andrieșeni, unde părintele paroh Mihai Cepeliuc a transmis mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei acțiuni filantropice și ne-a spus că toate cazurile sociale din comuna Andrieșeni, care au fost în atenția parohiei Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel Canta și școlii gimnaziale Elena Cuza din Iași, sunt în atenția preoților parohii din comuna, care au grijă mereu ca familiile vizitate de noi să primească sprijin material și spiritual pe tot parcursul anului. Am ascultat un material realizat de Constantin Ciofu.